Președintele Ungariei a dezvelit sâmbătă la Alba Iulia o statuie a principelui Gabriel Betlen la împlinirea 400 de ani de la înființarea colegiului academic. Momentul a fost marcat de tensiuni după ce senatorul PSD Călin Matieș a așezat lângă monument o statuie a lui Avram Iancu. Tensiunile dintre români și minoritatea maghiară continuă. După ce un adevărat scandal a izbucnit în urmă cu câteva zile la meciul de hockey România-Ungaria, un nou moment tensionat a avut loc sâmbătă, pe data de 21 mai, în cadrul Zilei Unității Reformate Maghiare, care a avut loc în inima cetății din Alba Iulia. Președintele Ungariei, Catalin Novak, și senatorul PSD de Alba, Călin Matieș, au fost protagoniștii unui moment tensionat. Senatorul social-democrat a ținut să precizeze că Transilvania va fi mereu românească. Ziua Unității Reformate Maghiare a fost celebrată sâmbătă 21 mai la Alba Iulia printr-un eveniment special marcat de dezvelirea statuii lui transilvanean Gabor Betlen. Totul a avut loc în prezența președintelui Ungariei. Catalin Novak. Senatorul PSD de Alba, Călin Matieș, a ales să așeze o imagine înrămată cu chipul lui Avram cu la baza monumentului, stârnind o situație tensionată prin gestul său. Acesta a dorit să transmită prin gestul său faptul că au trecut 150 de ani de la moartea revoluționarului român, care și-a pierdut viața în 1872. Senatorul PSD de Alba s-a dus sâmbătă la președintele Ungariei, aflat în centrul istoric din Alba Iulia, la dezvelirea statuii lui Betlen și a dăruit acesteia un buchet de flori și un tricolor. De asemenea, în cadrul intervenției sale, senatorul a ținut să precizeze că Transilvania a fost, este și va fi mereu românească. Oficialul ungar a zâmbit în urma gestului politicianului, mulțumind pentru flori. Ulterior, reprezentantul social-democrat a venit cu un portret al eroului național român Avram Iancu, și l-a așezat la baza statuii principelui transilvanean. Centrul istoric al orașului Alba Iulia a fost ales ca locație pentru acest eveniment festiv, pentru că s-a dorit totodată aniversarea Colegiului Academic, fondat în regiune în urmă cu 400 de ani de către principele Transilvaniei, Bethlen Gabor.